Ei bine, tot între Petru Rai și Vuia, Traian Vuia, sunt diferențe clare. În primul rând este distanța. Eu la Petru Rai, când am fost la Petru Rai, mi-a în jur de vreo jumătate de oră să ajung. Însă, mie la Traian Vuia mi-a o grămadă, nu chiar, dar când e trafic, și când stai la 102, este ca așa o ghesuială între, zici că e ca un cons, imaginează să o conservă întreagă și pur și simplu este plin de acolo. Și tot te așezi undeva în interiorul acelei conserve. N-ai avea măcar loc să ieși. Și trebuie să prinzi locuri bune pe undeva. Eu mă trezesc eu dimineață, la mea pregătesc, așa și plec. Pentru că acum eu în clasa 10-a, când am fost mutat în Traian Vuia, eu aveam un program, ai un program așa de dimineață. Te scola, eu mă scola la 6 jumate, apoi eu plec pe la liceu cu o oră și după aia la 8 intru. Iar după aia la Petru aici pe acolo, mă trezeam așa, aveam un program așa de dimineață. Mă îmbrăcam, mă duceam. Și da, ajungeai la o oră fix. Pe undeva pe la două. Însă mie îmi place programul ăsta de dimineață. Te trezești mai alert, mai energic și pur și simplu ai timp dimineața decât după amiaza. Adică să fim serioși. Asta e mult mai bine decât pur și simplu să nu fie așa de liniște atunci când dormi. Al doilea loc e deplasarea. Deci în Petroaie și avea o proprie clasă care, da, trebuie să ai grijă de ea și tot așa mai departe, să o ții curată. Și aia nu era nimic. Însă la Vuia, trebuie să, fiecare profesor are clasa lui. Și noi ca elevi, când se sună, avem o materie proprie, ne ducem ne ducem din colo în colo în clase. S-a terminat ora, pac, ne ducem înapoi în altă clasă. Desigur, e o problemă pe aici. În voia trebuie să pur și simplu să cer cheia doamnei de serviciu. În cazul în care ai întrebat de cheie, poate ea spune că nu, că așa a zis sau profa, sau poate să-ți dea. Dar problema trebuie să-i returnezi cheile înapoi. Și pur și simplu femeile de serviciu se duc peste tot. Una pe acolo, una mai sus și da. Deci, practic, sunt, cred că vă două sau trei doamne de serviciu pe. Doamne de serviciu ce lucrează în liceu pe. Nu, pe Traian Vuia. La Petru Mare și avem doamne de serviciu, dar nu ne prea dăm așa cheile. La Petru Rareș, desigur, a fost ceva mai curat, loc. Însă, acolo nu mai există. În cauza unei ordini primărești. Deci primăria nu prea face absolut nimic pentru asta, mai așa cum am mai spus și în alte videoclipuri. Nici măcar primăria nu le pasă de educația tine sau generația următoare. Pur și simplu le pasă numai doar ce vor ei. Nu le pasă să investească în educație. Vrea să facă lumea proastă. Și este adevărat. Noi nu suntem proști. N-am zis asta. I-am zis că guvernul face asta intenționat, numai doar ca să îi manipuleze. Așa merg lucrurile. Și mai bine să fim deștepți pentru noi, să nu ne lăsăm păcăliți de mass media și toate celelalte, și să fim pozitivi. Dar însă la Vuia nu e un loc cine știe ce, terenul de fotbal nu e așa de bun. Și da, nu este cine știe ce, nici eu. Însă problema era cu căldura. Nu, chiar, cu termopanele. Însă când ești la Petrolaia și acolo ai căldură beton. Dar la Vuia e pur și simplu nenormal pe acolo. Deci, pur și simplu, acolo
aia e ca un iglu, eu te îngheți foarte mult. Și mulți dintre voi care sunteți în Vuia, dacă vedeți videoclipul ăsta, și vouă nu v-a convenit frigul din corpul B, bine, acum e și în corpul A, acum. Ambele două corpuri nu mai au acea căldură. Deci pur și simplu e un iglu. Și fiecare licean suferă de niște boli. Nu chiar cu boli. Adică ce vreau să spun este că dacă stai pur și simplu o zi și nu te îmbraci sau stai pe frigul ăsta, îngheți și te îmbolnăvești. Eu, desigur, eu mă îmbrac foarte gros. Deci eu sunt îmbrăcat în stat. Eu port așa, maieu, tricou, hanorac, mai pus și o geacă. Bine, mai pus și pullover. Și da, mă îmbrac pe straturi. Am învățat asta din undeva. Că trebuie să te îmbraci în straturi ca să fii pregătit pentru orice. Dintre mulți am încercat cartune și colegii mei să explicăm așa părinților și adiniginții noastre, pentru că ea nu făcea absolut nimic, și nici măcar directorii nici măcar nu făceau absolut nimic despre asta. Deci pur și simplu rămâneau muți și nu au vrut să pună teopane și ce așa mai departe. Am înțeles că e vorba de bani, dar sau așa, dacă mulți mor de frig și pur și simplu se bolnăvesc, ce mai faci? Se pune așa multe plângeri despre treaba asta. Am înțeles că e în vechime și toate astea, dar este în secolul 21. Nu mai este ca înainte pe vremuri. Acum trebuie să fie ceva schimbat în toate treburile astea. Și am încercat să spun la primărie să pună teopane în căldură în ambele două corpuri. Însă primăria n-a acceptat, ci ars cărtile. Se poate așa ceva? Într-o țară mirifică și frumoasă, acum sunt mulți funcționari și mulți care își bat joc de țara asta. Deci, pur și simplu, ei sunt motivul de mai înțelege. Ei sunt motivul de ce mai mult se mută în alte străinătăți, ca să muncească mai bine și să aibă bani ca în buzunărel, ca să își întrețină propria viață. Dacă românii nu se deșteaptă și nu fac ceva în privința acțiunilor, ei pățesc. Nu? Eu pur și simplu, chiar dacă eu sunt român, eu sunt serios în anumite treburi și pur și simplu câteodată eu sunt mai chill și anumite ori nu-mi pasă. Însă, mie când e vorba de un lucru care nu chiar este în regulă, deci pur și simplu nu trebuie să faci ceva în legătură cu asta. Și eu vreau să găsesc lucrurile astea cu calm în anumite situații. Nu vreau să fac asta prin alte gesturi. Vreau să fac anumite lucruri cu calm. Pe ca să fie așa, pe înțeles. Asta e și pentru azi. Sper că v-a plăcut. Mai aștept și săptămâna viitoare cu anumite videoclipuri. Însă probabil o să mai fac, mai gândesc și la alte idei. Însă trebuie să mă mai notez ceva ca să pot să știu ce trebuie să fac. Deci eu am fost... Și, desigur, ne vedem la următoare. Pa!